Fiți pe pace, fii de împărat și fiicei de zei și Dumnezeu. Fiți pe pace. Deja întâmpin prea multe probleme cu videoclipul ăsta, prima dată s-o ars becul. Da, o să aprind becul, s-o ars. Îs fără bec acum, da? Pe urmă dau să mă registrez, asta e a doua oră când încerc, s-o bloca dintr-o dată. Poate obosă laptopul sau poate duhurile de, nu știu, de la Buhariu, nu pot să-mi dau seama. În fine. Astăzi, eu, fiica lui Moise, o să vă traduc din limba română în limba română. N-ați mai auzit lucruri din astea, să traduci într-o limbă, tot în aceeași limbă? Ba da. Ba da. Acum treceți peste mască, păr, că doar în Biblie scrie că să nu căutați la fața omului. Păi la ce tot în băgați de vină? Mă, ce creștini sunteți voi? Voi mea mare vlavioș, eu cea mai mare păgână, și tot voi faceți fix pe dos ce scrie în Biblie. Fix vă. Păi dacă scrieți nu cauți la fața omului, de ce vă uitați voi la masca și la părul meu? Că nu puteți să acceptați adevărul, așa-i? Aha, treaba voastră. Haideți să vă arăt trei videoclipuri. La primul videoclip pe care vi-l arăt, vă rog eu frumos să fiți foarte, foarte atenți la începutul videoclipului și la sfârșitul videoclipului. Bine, să fiți atenți la tot videoclipul, dar în special mă refer să vă uitați. Da? Să vă uitați și să ascultați foarte bine. Haideți să dăm start cu nelegiuirile pastorilor. Buhariule, ești dezastru. A, e despre icoana penticostalilor, despre pastorul Cristinel Buhariu, care minte YouTube-ul că e fur materialul pentru câștig și care minte despre mine la YouTube. Ești un mincinos, Buhariule. Am demonstrat lucrul ăsta. Da? Care nu sunteți conștienți de ce vorbesc, duceți-vă și căutați pe YouTube la mine, librăria virtuală, căutați materialul respectiv să vedeți. Haideți să ne ducem la pastorul Buhariu. Deci v-am spus, vă rog eu frumos să ascultați ce spune prima dată și pe urmă, la final, uitați-vă acolo la ce apare, da? Bun, haideți să începem Evanghelia după mai marele mincinos, Cristinel Buhariu. Ăștia au Evanghelile lor acum. Roii se construiesc pe baza caracterului. Nu mă apuț. Celebritățile se construiesc pe baza imaginii. Eroii se construiesc pe baza caracterului. E mare diferență. Ui. E mare diferență. Foarte mare. Auziți, vă rog, o poezie și gândiți-vă în timp ce orice poezia, ca în câte like-uri poate strânge poezia asta. Nu-ți risipi din viață niciun minut măcar, nu-ți da comora scumpă pe lucruri în zadar, nu-ți pierde al tinereții timp scurt și fericit, nu-ți arunca un aur pe veci neînlocuit, nu-ți nimici al iubirii având înflăcărat, nu-ți îngropa în gunoaie avutul cel curat. Nu-ți ruina puterea, nu-ți da tot ce ai mai bun păcatului și poftei și traiului nebun, ci dă-i vieții tale cel mai înalt folos din anii tinereții, urmează-L pe Hristos. Prin El vei da vieții preț veșnic și mit, prin El vei fi între oameni un om desăvârșit. Traian Dors, 72 de like-uri. Cu Smiley o poezie și el pe pagina lui. Ce rost mai au toate zilele dacă l-aș putea la schimba numele să fie doar sâmbătă, sâmbătă, sâmbătă. 10.800 like-uri și peste 1.000 de comentarii. Acum tu alegi din acui tabără vrei să fii. Da, da. Sic transit gloria mundi. Astfel trece gloria lumii. Uitați-vă. Mai auzit o dată începutul? Celebritățile se construiesc pe baza imaginii. Eroii se construiesc pe baza caracterului. Deci celebritățile... Stați să mai dăm o dată. Oh, s-a dus. E mare de... Celebritățile se construiesc pe baza imaginii. Eroii se construiesc pe baza caracterului. Păi tu ce ești? Boariule, ești celebritate sau erou? Tu ce ești? După cum te promovezi pe TikTok și în mass media, Facebook, Instagram, mă, tu cred că și pe OnlyFans ești, eu am impresia că tu ești vedetă, ești o celebritate. Tu nu ești un erou. Când ești un erou, faptele vorbesc de la sine, nu imaginea. Nu că tu asta ai spus. Păi nu tu ai spus asta, nimai tămă cu dată. Pentru că zice că celebritățile se construiesc pe baza imaginii, eroii se construiesc pe baza caracterului. Păi... Dacă eroi să construiesc pe baza caracterului, de ce îți face atâta reclamă?
De ce numai tu încolo, tu încoace, tu pe Instagram, tu pe Facebook, tu mereu pe TikTok? Plus că reclama pe care ți-o faci e de pe banii celor care te urmează pe tine, celor care sunt de acord cu tine, celor care cred evangheliile tale. Și tătul la final ai spus, auzi ce sfat ai dat oamenilor, dar oamenii nici măcar nu știu să analizeze bine sfatul tău. Stați să vedem un pic la Să final. like-ul și peste 1000 de comentarii. Stați un pic. Acum tu alegi din a cui tabără vrei să fii. Sic transit gloria mundi. Astfel trece gloria lumii. Uitați imaginea. Uite, uite, uite. Așa ești tu, erou. Așa ești tu, erou. Făcându-ți numai ție reclamă la fiecare short pus de tine, de echipa ta, mă scuz, care e plătită cu 11.000 de euro lunar. 11.000 de euro pe lună. Doamne, și ferește. Tu te faci pe tine vedetă, da? Și tu le spui creștinilor să aleagă ce tabără vor? Păi tot așa, cum ai făcut tu comparația cu omul ăsta care a scris cu Cristian Dor sau cu cine ai zis tu și cu Smiley, tot așa le spun și eu la oameni, alegeți în ce tabără vrei să fiți. Cu icoana voastră, cu Cristi Boariu, care își face reclamă non-stop, de pe banii voștri, 11.000 de euro lunar, de atât are nevoie minimum ca să plătească să-i se facă shorturile astea, să-și facă imagine. El nu-i erou. Că dacă era erou, se baza doar pe caracterul lui. Atâta tot. Nu pe influență. Nu pe intervenții financiare câștigate de pe spatele vostru. Și atunci eu vă spun, alegeți din tabăra cui vreți să faceți parte, din tabăra acestui mincinos și nesâmță care ia banii de la voi, îi acceptă, da? Ca să zic, pe ce? Că el nu forțează pe nimeni. E suficient și să accepți pentru așa ceva. Adică profiți de bunătatea omului și de naivitatea lor după ce ai indoctrinat. Sau din tabăra Domnului Iisus. Din care tabără vrei să faceți parte? Din care? Vedeți că Buhariu e foarte selectiv. El nu vrea cu oricine. Ca să vedeți ipocrizie, cât de mândru și de narcisist e omul ăsta, dacă ne uităm pe TikTok-ul lui, și o să vă dau acum. Uitați aici ce imagine de preasfânt prezintă el. Deci voi donați, cei care donați, ca el să vă mintă pe, în mass media. Uitați aici câți followers are, câți oameni îl urmăresc. Uitați-vă acolo. Aproape 384.000. Vedeți? Acolo. Uitați câți oameni urmărește el. Zero. Vedeți aici? Zero. Ca să vedeți icoana voastră. Deci voi să donați, să-l ascultați, să-l urmați peste tot și în toaletă, dacă se poate. Dar el nu are ce să învețe de la voi. Nu cumva să vă dai following, că dacă vă dă, deja s-a spurcat. Dar voi nu vă spurcați că-l urmați pe el. V-ați întrebat vreodată dacă e bine să-l urmați pe Buhariu? 383.000,5, adică aproape 384.000 de oameni care îl urmăresc și el nici nu s-o deranja pe unul să-l urmărească. Ca să vedeți narcisism în floare. Vouă lucrul ăsta nu vă spune nimic? Că tot el spune că îi sfătuiește, deși ei nu sfătuiesc, ei obligă oamenii să facă cum spune, adică să nu mai aibă social media, să nu mai aibă, să nu mai aibă, dar dacă oamenii n-ar avea, cine l-ar mai urmări? Și cine ar mai dona? Pentru ce ar mai face videoclipuri? Haideți să vedeți ce oamenii plac la Boariu și ce oameni nu-i plac la Boariu, că el e foarte selectiv. El e foarte selectiv, deci pe el nu-l impresionați așa ușor. Imaginea, prestanța lui e foarte important, da? Caracterul nici vorbă. Haideți să vedem un pic aici o situație banală. Nu mai sunt impresionat de bisericile care sunt bucuroși, mâinile în sus, predicatorii bucuroși, frații, frate păstor, ce mă bucur că ai venit pe la noi. Am depășit faza asta. O să fie în iad oameni bucuroși că s-au întâlnit cu Iisus, dar nu și-au schimbat viața. Din nou, uitați acolo, imagine. Ăsta e vedetism. Ăsta e vedetism, nu credință. Ați văzut? Nu mai este interesant. Ăsta e alt videoclip și la final tot el. Tot cărțile lui, nu Biblia. Nu, 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 nu. Nu Biblia pe care voi credeți că el o predică. Că el nu predică Biblia. El își predică schițele lui,
minciunile lui, poveștile lui, le ia, le pune, le integrează pe toate acolo și haideți că vă dau. Poși, poși, poși. Dar pe el nu-l impresionează oamenii ăștia care sunt bucuroși. În alte cuvinte, să vă traduc eu, oamenii independenți față de el. Nu, lui nu-i plac oamenii ăștia. Știți ce oamenii plac lui? Haideți să vă arate mama Naomi. Și la final, așa își reclamă. Nu reclamă la Biblie, nu reclamă la Domnul Iisus, reclamă la Buhariu. Că doar imagine, nu? Și tot el condamnă ce? Celebritățile? Eu de multe ori vă spun, oameni buni, adică vă spun, vă rog eu frumos, știi? Fiți atenți dacă vorbele lor sunt adevărate. Trebuie să analizați, trebuie să vedeți, mă, ce spun ei. Reflectă și comportamentul lor, trebuie să reflecte, trebuie să fie una și aceeași. Degeaba spun eu că-s bună la suflet. Dacă n-am milă de ăla, de ăla, degeaba. Pot să fiu cea mai mare tirană și să vin să par în fața voastră că vai de mine. Nu. Dacă nu s-adeveresc cuvintele mele, dacă caracterul meu lasă de dorit, ce importanță mai au cuvintele mele? Nu caracterul, nu faptele noastre trebuie să vorbească mai mult decât gurile noastre. Nu. El condamnă celebritățile, dar el își face reclamă de pe banii voștri. Măcar dacă și-ar face de pe banii lui. Dar de pe banii voștri? 11.000 de euro? Sau credeți că mint? Duceți-vă și uitați-vă în spate. Nu-i de datoria mea să vă arăt de fiecare dată minciunile lui, ca să ar trebui să mă repet pentru oamenii care chiar mă urmăresc de fiecare dată. Sau aproximativ, știu eu, aproape tot timpul. Nu, nu o să obosesc pe din cauza voastră. Dacă nu mă credeți că el a spus că are nevoie de 11.000 de euro lunar ca să se publice pe TikTok, face bucășale alea, uitați-vă voi la materialele pe care le-am pus în trecut despre Buhariu. N-aveți decât să vă duceți voi să vă uitați. Nu să mă obosesc pe oamenii care mă urmăresc. Haideți să vedeți ce oamenii plac de fapt la Buhariu. Lui nu-i plac oamenii independenți față de el. El vrea numai dependenți. Da? El vrea numai ei sunt iconi și ăștia sunt fel de moști. Ascultați aici. Cele care ca și slujitori, primul lucru pe care îl cerem la un om care se pocăiește este să schimbe anturajul. Iar la un om care vine din vicii, eu personal îi cer să schimbe numărul de telefon și toate conturile pe social media. De ce? Că te caută diavolul cu când te pocăiești, dar n-ai văzut. Imediat te caută. Acum, dacă te-ar căuta cu oameni care vor să vină cu tine în același drum, în aceeași direcție, ar fi extraordinar. Din păcate, nu face asta. Nu face asta. Uitați din nou cărțile lui Buhariu. Ca și slujitori. Mami, bă. Serios acum. Dacă îs persoane care mă urmăresc și au probleme cu vederea, îi înțeleg că să zici, mă, na, știi, nu vezi tot ce arăt pe TikTok, că e important și să vă uitați, da, ați văzut cărțile cum au aterizat. Dar voi cei care aveți auz, văz, de ce nu vreți să profitați și să vă uitați un pic la caracterul lor? De ce nu vreți? De ce? Voi ați auzit ce-o spus aici? În loc să spună că recomandă persoanelor care vin din anturajă unde sunt tot felul de vicii, în loc să spună că le recomandă să schimbe caracterul, pentru că asta contează, caracterul. Dacă tu ai un caracter ok și cu asta spun foarte multe, am pretenția de la voi să înțelegeți, adică rugămintea, să înțelegeți ce vreau să spun cu ok, că dacă mă pus să dezvolt, fac video ăsta de 30 de ore, păi tu poți să stai printre cei mai drogași cum îi fi, că ai comportamentul tău, îi cum trebuie. Păi ce, eu când mă duceam la facultate și mă duceam în centrul Dublinului și așa mai departe, ce înseamnă că dacă eu treceam pe acolo sau așteptam de multe ori busul, că nu te lua din prima, că era plin, de multe ori se întâmpla când așteptam și câte oră busul, ca să mă duc acasă și stăteau acolo în stație cu mine drogați, ce era să fac? Adică caracterul trebuie să-l schimbi. Cu ce ajută să schimbi tu numărul și conturile de pe social media? Hai că dacă spunea că se blochează, făcea mai mult sens. Da, blochez. Pentru că așa fac și eu. Eu așa fac în viața asta. Când simt că nu mai pot să am o legătură cu cineva, indiferent că din punct de vedere social, profesional, amical, nici nu mai contează, trag o linie și mă gândesc, nu mai pot să păstrez legătura, am blocat. Ce ar fi la fiecare persoană care face parte dintr-un anturaj sau care simt că îndăunează personalitățile mele și caracterul meu, ce ar fi să mă pus să te schimb numărul de telefon? Păi ce fac? Ce fac? Caracterul ăsta trebuie schimbat. Caracterul.
Trebuie schimbat, dezvoltat, întreținut și așa mai departe. Auzi că ați auzit ce oamenii plac lui, nu? La care să le poată comanda. La care el, atunci când spune schimbă-ți numărul, ei se schimbe numărul. Am văzut ca în lista de prietenii pe Mărioara și pe Vasile. Ah, i-am văzut odată că a consumat o limonadă, un ciuc fără alcool sau știu eu ce. Nu. Tu schimbă-ți contul. Care-i relevanța, că nu înțeleg? Ce am vrut eu să vă arăt în videoclipul ăsta, adică oricum voi o să vedeți mai ce vreți voi. Și ăsta e un lucru bun, atâta timp cât judecați obiectiv. Dar când judecata voastră e subiectivă, e grav, e grav. Însă, m-aș bucura să vedeți odată, măcar odată să vedeți, chiar dacă eu trebuie să postez 1000 de videoclipuri și măcar odată voi să aveți o sclipire, e ok, dar să vedeți măcar odată cum ei spun una și fac alta. S-a apucat el, ați văzut în primul videoclip, să citească poezia, să compare, că ăsta a avut mai puține like-uri decât Smiley. Celebritate, caracter, când el își face reclamă cu 11.000 de euro lunar din banii voștri, el își face imagine, marketing, să promovează. La fiecare sfârșit de video curge pachetul de promoție, că doar suntem pe taraf, teleshopping. Tu așa trebuia să spui numele la contul tău de YouTube și pe site-ul, nu Cristi Boariu, pastorul nu știu care, nu. Teleshopping, prostituție, prostituție. Voi spuneți una și faceți alta. Asta e foarte mare problemă. E o problemă foarte mare. Dar la cine să spun? La cine? Nu știu. Nu știu de ce așa greu, măi, oameni buni. Înainte să zici că era mai greu, că... No, de exemplu, cum se ducea un vecin și spunea la altul, mai ai văzut, ai auzit că o spus ăla, du-te-mă că nu te cred. Și nu puteai, nu prea puteai tot timpul să dovedești, că nu erau telefonii să filmezi sau... Înțelegeți ce vreau să spun, acum aveți tehnologia la mână. Mai ai și oameni ca mine sau alți, că nu zic, vai de mine, uitați-vă la mine. Nu, dar îs atâtea, nu știu, tehnologie, puteți folosi tehnologie, vă puteți uita la oameni care vă prezintă și ei sub o formă sau altă. Adică, vi atâta de ușor, atâta de vi se facilitează gândirea, da? Mediul ăsta de gândire. Că venim cu dovezi, astea-s dovezi. Degeaba îmi spune mie Vărvara și nu știu care, dar ai ceva dovezi? Păi dacă tu mă întrebi pe mine întrebarea asta după ce o țară ce-o spus pastor și eu v-am spus clar, eu nu meditez videoclipurile. Nu e ca și cum eu am editat și am luat numai ce am vrut din video. Nu, video ăsta e editat de Boariu, de echipa lui cu 11.000 de euro pe lună. El care acuză că nu-i bine să stai pe TikTok, că trebuie să stai cu familia și așa, el să promovează abuziv, într-un mod abuziv pe TikTok. El condamnă oamenii care stau pe Facebook și se promovează pe Facebook. El condamnă oamenii care stau pe YouTube și se promovează intrusiv și abuziv pe YouTube. Voi nu puteți să vedeți, voi nu puteți să judecați. Și când zic să judecați cu o gândire cât de cât echilibrată și gândirea aia cât de cât echilibrată, că e greu să fii 100% obiectiv, e foarte greu. Dar măcar să tinzi într-acolo, să te duci în direcția, ai o judecată obiectivă. De ce sunteți atâta de leneși, măi oameni buni? De ce nu vreți să conștientizați? De ce nu vreți să vedeți? Ok, eu înțeleg că poate pastorul vostru favorit sau poate printre pastorii voștri favoriți, dar deschideți-vă ochii. Ce înseamnă că dacă e pastorul vostru favorit, oricine spune ceva despre el, în cazul de față eu cu dovezi, a de pace la Naomi, că cine Naomi? Nu trebuie să fii cineva. În Bibliile voastre pe care voi pretindeți că le studiați, dar nu le studiați, scrie că Dumnezeu lucră și prin oameni simpli. Ok, să fie Boariu Dumnezeu și eu cea mai mare cârpă. Dar ce scrie în Biblie? Adică Dumnezeu se folosește de animale, nu se poate folosi de un om? Sau omul ăla trebuie să facă parte din categoria unșă cu gheara dracului? Voi nu vă dați seama cât de mult vă înșelați? Și din punct de vedere etic, moral, creștinești, din orice punct de vedere, voi când îi urmați pe oamenii ăștia care ei spun una și fac alta, e dezastru. Ce folos să mă apuc eu și să vă spun, când vedeți un om pe drum, dați-i o apă, dați-i un corn. Eu mai de mult lăsam câte 2-3 euro, după aia mă gândeam, bă, cine știe ce face cu bani. Dar nu m-am oprit din a face bine. Dacă văd omul de la început, când intru în Lidl, iau o pâine, un corn, un suc, ce știu că aș mânca eu. Și mă duc și dau frumos. Dar ce folos are să eu să vă spun să faceți asta dacă eu nu fac asta? Ce folos? Niciun folos. Nu m-am aș face, aș fi o fățarnică, cum îți iei. Dar voi nu-i vedeți ce spun, voi nu-i vedeți ce fac.
Nu știu. Păi înseamnă că dacă n-are rost ce spune Naomi, n-are nicio importanță că pastorul boare, pastorul boare. Atunci înseamnă că voi și în viața de zi cu zi aveți probleme foarte mari. Și aici mă refer la faptul că eu să zic că sunt o străină față de voi. Și voi aveți pe cineva care vi-e un prieten foarte bun de nu știu câți ani, poate de 10 ani, de 20 de ani. Și dacă eu vin și vă arăt și dovezi, am fost pus în niște situații în care s-a întâmplat asta și cu dovezi am zis, uite bă, ce știi, degeaba, nu vezi treaba, lasă, știi, cât de greșit, cât de greșit că idolatrizați oamenii în ultimul hal. Păi eu am fost pusă și în alte situații când mi s-a spus despre cineva din casă de la mine. O soră de-a mea mi-a spus altcineva, nu mi vezi ca așa. Eu ce am făcut? I-am zis, a, nu-mi spune că e sora mea, nu. Am spus mulțumesc frumos că mi-ai spus, mă duc să verific, să o întreb și pe ea, să văd că nu pot să cred numai că mi-ai spus tu. Și m-am dus și am întrebat-o pe sora mea, uite ce mi s-a spus, de către cine, e adevărat, nu e adevărat, dacă vrei ne întâlnim toți să vorbim. Nu înseamnă că dacă ți-e cel mai bun prieten, cea mai bună soră, cea mai bună mamă din lumea asta, nu înseamnă că dacă comite niște infracțiuni sau niște fapte foarte grave, nu înseamnă că, a, știi, e ok, lasă că e favoritul meu, e idolul meu. Nu. Oricât de dureros ar fi, că e dureros să vezi că un prieten te trădează. E dureros să vezi că, știi, situații de genul, e dureros. E foarte dureros. Da, mai bine stai și te minți. Și treci într-o amăgire continuă. Mai bine te unul singur. Dacă se ajunge până într-acolo, și eu momentan mă aflu într-o postură asemănătoare. Mai bine de una singură aproape. Nu pot să nu zic că n-am 2-3 prieteni din nădejde, că știu că am 2-3 în sufletul meu și sunt. Și știu că ar face orice pentru mine. Dar puteau să fie mai mulți, dar nu vreau să trăiesc în minciună, în amăgire. Nu. Ești nesimțit, ești nesimțită. Ok, am înțeles. Iert odată, iert de două, iert de trei ori. Cât să te ieși, nu-i faza numai de iertat. Dar să te stai să devii toxică, după aia devii toxică ei. Devii toxic ca pastori. Că voi credeți că Domnul numai prin ei vă vorbește. Domnul numai prin ei își face lucrarea. Voi vă dați seama cât e de greșit, e ca și cum ați spune că restul lumii nu poate să facă fapte bune și nu poate să aibă o gândire bună și nu poate să ajungă rai. În alte cuvinte, voi vreți să spuneți că numai pastorii ajung rai. Că ei sunt ușul Domnului, că noi nu suntem ușul Domnului. Cum puteți să gândiți atât de greșit? V-am spus, din orice punct de vedere, că judecăm lumește, adică etic și moral, că judecăm creștinește, voi de multe ori gândiți greșit când veniți cu atitudinea asta, că cine ești tu să vorbești? Cine ești tu cu masca aia? Cine ești tu cu parola? Pe acum mă întrebați, vă întreb și eu pe voi, ce folos? Ce folos că pastorul Boariu vine în costum, stă drept în fața voastră, cu excepția momentelor când face teatru și tot face semigenoflexiuni sunt pe acolo și pandări, da? Că dacă o soră, ca să vedeți că sunteți voi de subiectiv, dacă o soră, când ar cânta, dacă s-ar manifesta ca pastorii, când așa, când așa, când așa, nici ar mai pune să cânte, că ar spune că e cu satana, că e cu duhuri, dar pastorii pot să facă fandări, genuflexiuni în față, imediat mai trebuie și o flotare și e ok, dar surorile nu. Pastorii e ok să vă spună lucruri, chiar dacă vă mint, dar enoreașul nu e ok, sau un simplu om, de exemplu, eu mă consider o persoană simplă, nu e ok. E ok numai cine vreți voi, așa e? Gândiți-vă voi acum. Da? Gândiți-vă acum, dacă ați vedea o soră în față, cântând o cântare și că se manifestă, da, fizic, așa cum se manifestă pastorii de la învânt, cum se manifestă Bohariu, Pustan și mai ies câțiva, așa că ce părere ați avea? Unii dintre voi v-ați duce până într-o extremă încât să credeți, bă, asta e prostituată, că uite cum se mișcă, uite așa. Dar de ce nu vă gândiți așa și la pastori? Vedeți, voi judecați extrem de subiectiv. Și asta e grav. Asta e grav. Dar treaba voastră. Somnoroase, păsărele, stați acolo în biserică și dormiți. Numai nu uitați că somnul ăsta, continuu, 24 în 24, că voi aveți impresia că sunteți treji, nu, voi dormiți. Nu toți, marea majoritate, dorm, sunteți indoctrinați, dormiți, sunteți indoctrinați și stați acolo și hibernați. Dar să nu vă mirați la final, să nu vă mirați. Nu vă mirați, voi stați și dormiți, da? Acum când îți dovezi, când vi se facilitează foarte multe, totuși vă alegeți să nu credeți. De ce? O, păi pastorul Boariu, o, păi mama, o, tata, o, fratele meu, sora mea, prietenul meu de 20 de ani, de 10 ani, nu se poate să zic așa. Nu se poate să facă așa. Nu se poate. Nu se poate. Înseamnă că vouă vă place să trăiți în amăgire și în minciună.
Așa că scutiți-mă pe mine în viața reală, că unii dintre voi, cu unii mă mai întâlnesc, ăștia mai apropiați de mine. Voi niciodată, și mă refer la ei, să nu mai-mi contestați mie cuvintele, sinceritatea și judecata. Nu aveți dreptul să-mi contestați, că voi trăiți în amăgire și în minciună. Eu prefer să fiu mai retrasă, cu doi, trei prieteni virtuali sau cum or fi ei, mai de credință decât o glotă și ce. Mie nu-mi place turma, cum vă place vouă. Mă duc acolo ca să duc tăți, mă duc acolo că e boareu și să adună. Nu! Voi vreți în turmă să stați în dobitocii, stați acolo, scuzați-mi expresia. Eu mai bine prefer să lupt, să-mi fie greu, nicio problemă, decât să trăiesc în amăgire și în minciună. Duminică plăcută să aveți și închinați-vă în continuare. Închinați-vă și voi ăștia care acuzați ortodoxi, că se închină la icone și că e păcat. Nu uitați de voi, că idolatrizați pastorii, stați cu gura căscată. Ah! Vai, și-o zis, vai, dați și erale alea. Sunteți mai rău decât ei, mă. Sunteți mai rău decât ortodoxi. La capitolul ăsta, da? La capitolul ăsta. Că eu nu-mi permit să spun că pentecostalii sunt mai creștini decât ortodoxi sau, sau viceversa. Fiecare cum îi... Eu nu pot să cuantific așa ceva. Nu am cum. Nu există unitate de măsură pe pământul ăsta. N-ai cum, e foarte greu. Dar voi... Voi aveți unități de măsură, voi puteți să cuantificați și să aveți niște metode numai de-a voastre, foarte sumbre, foarte nu știu ce metode aveți. Nu știu, îndobitocirea de la biserică, asta, da, metodele voastre. Părtinitoare, exact cum scrie în Biblie, voi faceți fix pe invers totul. Nici o problemă, am uitat că trebuia să închid video, că deja e prea lung. Duminică plăcută și închinați-vă la iconile voastre, la Bohariu, la Pustănel, închinați-vă. Închinați-vă, închinați-vă, în timp ce arătați cu degetul spre ortodox și voi sunteți, știi, voi așa și ăștia așa. Bravo! Bravo! Somn ușor în continuare. Vă rog frumos să mă iertați că v-am trezit în Duminica Mare. Să mă iertați. Mulțumesc frumos. Fiți pe pace, fiți pe pace.